În urmă cu câteva zile, Guvernul Român a notificat Consiliul Europei, aplicând prevederile articolului 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în sensul suspendării aplicării Convenției Europeană a Drepturilor Omului pe teritoriul României pe durata stării de urgență. Această declarație e permisă de Convenția Europeană în anumite situații absolut excepționale. S-au mai formulat astfel de declarații și de către alte state, însă, din punctul meu de vedere, sunt două sau trei probleme pe care actul guvernului român le ridică. Pe de parte, nu există o justificare foarte exactă a motivului pentru care România a ales ca în această perioadă să deroge de la prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru că existența, mă rog, situației cu care ne confruntăm ca și epidemie, pandemie, cu consecințele de rigoare, e oricum o cauză care, în baza unor prevederi din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, permit limitări atât ale libertății de mișcare, cât și ale vieții private, cât și ale libertății de exprimare sau dreptului de asociere sau dreptului de la reuniuni pașnice și așa mai departe. Consecința e de discutat, sau e cel puțin discutabil, dacă era nevoie ca România să facă o astfel de declarație prin care să suspende aproape toată Convenția Europeană de Drepturilor Omului sau era suficientă să aibă grijă ca măsurile pe care le ia să fie proporționale cu scopul pe care le vizează și atâta tot. Pe de altă parte, sau în al doilea rând, trebuie subliniat că toate drepturile din Convenția Europeană de Drepturilor Omului sunt și în Constituția noastră. Dar Constituția noastră nu a fost suspendată. Adică dacă cineva din guvern își imaginează că suspendând efectele Convenției Europeană de Drepturilor Omului au suspendat acele drepturi fundamentale, este șalamarnic. Ele au rămas în continuare în Constituție, avem în continuare aceleași drepturi fundamentale. Sigur, ele pot fi limitate pe durata stării de urgență pentru a preveni răspândirea unei boli și așa mai departe, însă limitările alea trebuie să fie proporționale cu scopul vizat. Am văzut o conferință de presă a primului ministru care a fost întrebat asta și a spus că nu știe și urmează să informeze. Pentru mine, ca și, specialist în drepturile omului, e cel puțin ciudat că șeful guvernului care a făcut o astfel de declarație, care se face situații excepționale și pe care alte state, state mai afectate, cel puțin în momentul ăsta, ca și noi, ca Italia, ca Spania, nu au făcut. Că, evenind, e cel puțin ciudat că șeful guvernului nu știe de ce s-a făcut acea declarație și nici cât va dura. Presupun că, sau nu putem decât să presupunem că durata este până la ridicarea stării de urgență la nivel național. Dar rămâne de văzut. Dincolo de situația respectivă, chiar nu există niciun fel de justificare să se formuleze o astfel de declarație unilaterală din partea României.